În această săptămână a avut loc o expunere a cămășilor cu semnătura Răzvan Vâlceanu. În cadrul unei seri de cocktail, antreprenorul ne-a dezvăluit surprizele pe care le aduce odată cu instalarea noului sezon. Iar noi l-am provocat să testeze ultima tendință în materie de sport, cum s-a descurcat la X-Body, urmăriți chiar acum. Mulțumim organizatorilor, mulțumim Anice Anăl, mereu e o bucurie să vă vedem. Îi felicit pentru efortul consecvent ca în fiecare săptămână să aibă un designer toată vara. Spre sfârșitul verii ne-a venit ideea de a lansa în toamnă o ocazie de a ne premia clienții. Astfel, în seara aceasta, toată lumea care va veni purtând o cămașă Răzvan Vâlceanu va primi un premiu special. Personalizate, pentru că așa cum și noi facem produse personalizate pentru fiecare client, fiecare client va primi un cadou personal pentru că noi deja ne cunoaștem destul de bine. Însemnând completări sau chiar ținute de ale noastre, însemnând cămăși. Înțeleg că în seara asta sunt expuse în vitrinele The Story cămășile din care colecție? Colecția de primăvară-vară 2015. Acum avem 2015, da. Da. La ce lucrați în prezent, Răzvan? Lansăm în retail modelele pentru toamnă. Mai sunt niște parteneriate în zona de online, pe care urmează să le anunțăm la momentul potrivit și sunt foarte mari pentru sfârșitul de an. Și cadourile corporate pentru clienții care își fidelizează la rândul lor partenerii și angajații prin oferte speciale. Domnul Vâlceanu este la un nivel foarte înalt de antrenament. Deja a trecut la nivelul avansat. Am făcut un antrenament mai tare pe parte de intensitate. Am făcut și flotări, de aceea am amplificat antrenamentul propriu-zis. Nu facem numai electrostimulare, facem și efort fizic. De aceea se intensifică și crește și rezultatul. Am lucrat un timp de antrenament de combinație între cardio și tonifiere. Pe cardio ne-am și încălzit, am făcut și o revenire activă. Pe tonifiere am lucrat foarte puternic pe musculatură. Este un antrenament rapid care îți asigură, se vede pe mine, rezultatele unui antrenament full la o sală normală. Echivalentul acestui antrenament de 20 de minute, cam de o oră jumate la o sală normală. Când nu ai timp, e o soluție foarte ok de a merge totuși la o sală. În principiu, eu am motocicletă. Asta a fost principala grijă când mi-am propus să nu fac burtă. A fost să mă țin în formă cu chestii care îmi plac și care sunt legate de sport. O motocicletă sport te obligă să ai o anumită atitudine atunci când te urci pe ea și te obligă să ai un tonus muscular, psihic. Așa că, legat de acolo, viața mea s-a unit cu sportul fără alte forme. Nu e neapărat un hobby, este o nevoie, cum ziceam, sportul este obligatoriu. Nu e o fiță, nu e hobby. X-Body e o fiță în domeniul sportului. Da, putem să spunem asta. Vom consolida ce avem, adică fidelizarea clienților existenți, atragerea de noi clienți și probabil mai multe puncte de lucru în țară. În ultima perioadă, cum s-au îndreptat vânzările? Au venit mai degrabă din zona publicului feminin sau masculin? Mi-e greu să răspund, pentru că am încercat analiza asta de mai multe ori și mereu era dată peste cap. Tind să cred că pe partea de femei avem probleme pe producție, mai mult decât pe bărbați. Fabricile sunt obișnuite să lucreze mult mai mult pe bărbați, dar cererea noastră îi obligă să-și desfășoare abilitățile și să se depășească și să ne facă cămăși pentru doamne, pe care le așteptăm și care sunt binevenite și care vin.